Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Mă aflu într-o livadă de vișin și deci astăzi vom vorbi despre vișin. Și anume vreau să punem punct cu întrebarea, diferențierea vișinului arbustiform și vișinului arboriform. Deci care este diferența între ele și cum să putem face diferența între un pom arbustiform și un pom arboriform. Deci cu toții cunoaștem deja că ei sunt diferiți, fructifică diferit, se dezvoltă diferit și deci haideți să înțelegem, să însușim această temă. Deci chiar acum eu mă aflu între doi vișini care sunt diferiți după dezvoltare, după creștere, după fructificare. Deci aici avem un pom arbustiform, un pom de vișin arbustiform. Și dincoace, deci de aici avem un pom de vișin arboriform. Deci iată așa arată un pom arbustiform. Deci vedem niște plete, deci așa niște ramuri care se lasă în jos. Asemenea unor plete, deci vedem, este, noi mai zicem pomul pletos. Deci așa se lasă în jos pletele acestui pom. Fructifică predominant pe vârful ramurilor de un an, deci cea mai bună roadă o avem pe vârful ramurilor de un an și pe buchete de mai, acolo unde avem ramuri de 2, de 3 ani. Deci, în cea mai bună recoltă o vom avea pe vârful ramurilor de un an, deci aici, pe vârful ramurilor de un an. Din acest motiv și se golesc aceste ramuri, cu siguranță ați văzut așa niște ramuri goale, deci care n-au nici frunze, nici fructe, nici muguri pe ele, deci așa spre vârf deja sunt niște frunze, iar aici nu au nimic frunze, nu au nimic muguri, deci aici avem o zonă. Din ce cauză se întâmplă acest lucru? Când se golește lăstarul. Deci iată, aici avem o zonă goală pe lăstar, fiindcă, cum am mai spus, acest tip de vișin arbustiform fructifică pe vârful ramurilor de un an. Și deci dacă să ne imaginăm că această ramură în anul trecut a fost ramura de un an, deci acest vârf nu era, aici pe vârful acestei ramuri erau doar muguri de rod și mugurile apical a fost vegetativ. La bază muguri vegetativi, spre vârf, muguri de rod și ultimul mugure, mugure apical, mugure vegetativ. Deci, de aici s-a recoltat roada, nu a rămas niciun mugure, fiindcă toți acești muguri au fost cu rod. Și în anul viitor am primit așa rezultat. Mugurii vegetativi au format niște buchete de mai la baza ramurii. Deja vedem niște buchețele de mai, așa. Mugurii fructiferi, cum am spus, au fructificat și nu au mai rămas. Și din muguri apical, iarăși a pornit în creștere, un lăstar care iarăși va fructifica pe vârful acestuia și iarăși vom avea aceeași istorie. La bază noi vom avea 2-3 buchețele, după care va fi goală această ramură deoarece va fi recoltată și în vârf vom avea iar o creștere nouă. Pentru a evita așa ramuri, noi trebuie să le retizăm undeva pe aici, ca din buchetele de mai să apară, uite așa, niște rămurele noi care vor fructifica iarăși pe vârful acestora. Deci, pomul arbustiform, care arată, uite așa, foarte îndesit, cu o creștere foarte abundentă de lăstare anual, care se lasă după care în jos, acesta este arbustiform. Iar lângă el avem un vișin arboriform. Deci acesta deja este un vișin arboriform și acesta la fel este un vișin arboriform. Cum fructifică, cum se dezvoltă, cum crește acest pom? Se dezvoltă și fructifică exact asemenea unui cireș. Fructifică predominant la baza ramurilor de un an. Deci aici avem o ramură de un an. Și la baza acestei ramuri, neapărat vom avea, uite așa, niște muguri de rod. Deci aici noi avem niște muguri de rod la baza ramurii de un an. Hai să mai găsim un lăstar de un an.
Deci și aici avem la fel un lăstar de un an care este plin cu muguri fructiferi, muguri de rod. Și aici preponderent fructifică la baza ramurilor de un an și pe buchete de mai. Deci dacă vom vedea un lăstar, o ramură de 2 ani, este plin de buchete de mai. Deci începând de aici, vedem un buchet de mai, iarăși buchet de mai, din nou buchet de mai și tot așa pe toată suprafața acestui acestei ramure se termină cu un lăstar de un an și cu roada la baza acestuia. Deci aici noi avem fructificare în mare parte pe buchete de mai. Deci iarăși avem aici buchete de mai, deci baza ramurii de un an, buchete de mai, buchete de mai și toată suprafața este doar cu buchete de mai. În cazul în care avem un pom arbustiform de vișin, cum ar fi acesta, nici într-un caz nu se scurtează ramurile de un an. Fiindcă dacă noi vom pișca, vom scurta ramura de un an, noi dăm jos roada pe care o avem aici în vârful ramurii. Deci iarăși, dacă vom scurta aici, noi vom da jos roada din vârful ramurii și plus la toate, noi vom provoca la creștere mugurii vegetativi pe care îi avem la baza ramurii. Iar în cazul vișinului arboriform, din contra, scurtările sunt foarte binevenite, fiindcă acest pom are tendința să se degarnisească. Deci, ce înseamnă să se degarnisească? Înseamnă că nu dă creștere unor lăstari noi, mai ales la baza pomului. Deci, când prima dată am venit în această livadă, erau practic degarnisiți pomii, am făcut niște scurtări drastice, severe, pentru a provoca la creștere pomul. Deci, în cazul în care nu va fi scurtat nicio ramură, deci, dacă nu vom scurta, vom avea așa o situație. Va fi lipsit de orice ramificări ramura. Buchetele de mai, evident, o perioadă o să fructifice foarte bine, după care se vor alungi și vor fructifica tot mai rău și mai rău. Calitatea va fi tot mai proastă a fructelor. Și ca urmare, deci se degarnisește pomul, îmbătrânește de tânăr. De aceea trebuie să facem scurtări, tăieri la cepuri, fiind chiar și pe lăstarii de un an, fiindcă noi nici de cum nu dăm roada jos dacă vom face aici o tăietură sau chiar o tăietură la cep, deoarece pe ramura de un an, roada este aici la baza ei, deci aici este roada. Și noi nici de cum nu dăm jos dacă vom face o scurtare. În cazul în care se face, deci aici a fost făcut un cep lung, am obținut niște creșteri noi, fiecare creștere nouă are roadă la baza ei, deci se fac scurtări, fiecare ramură a fost tăiată la mijloc, pișcată sau tăiată la cep pentru a provoca creștere, pentru a nu degarnisi pomul. Deci aici avem un exemplu unde pomul se degarnisește. Deci, poftim, avem mult lemn în interior și foarte puține ramuri care vor fructifica. Ceea ce nu putem spune despre un pom arbustiform. Are foarte multă creștere, chiar în abundență. Mereu trebuie rărit, trebuie retezat, trebuie descărcat pomul. Și iarăși aici avem pomul arboriform de vișin care seamănă foarte mult cu un cireș. Putem face diferența doar după frunze. Frunzele sunt ca la vișin, iar creșterea, fructificarea, mugurii, buchetele de mai, practic totul este ca la cireș. Deci, uite așa o diferență între pomii de vișin arbustiform și arboriform, pe care îi cunoaștem deja. Deja cunoașteți cum fructifică aceste tipuri de vișin, cum se curăță aceste tipuri de vișin, care sunt problemele lor. Cel mai bine se formează, mai ales dacă este să vorbim despre pomul arbustiform, cel mai bine ar fi să îl formăm după forma vas sau multilider. Deja pomii de vișin arboriforme ar merge și un ax central, dar totuși pentru comoditate ar fi mai bine forma pomului
vas sau multilider, ori o tufă ameliorată. Deci portaltoiul pentru vișin, cel mai, după mine, cel mai reușit și cel mai, să zicem, comod pentru un vișin este mahalebul, fiindcă însăși vișinul, necătând la portaltoiul pe care este altoit, însăși vișinul are o vigoare mică de creștere, mai ales arbustiform, și un vișin altoit pe un portaltoi mahaleb nu va fi niciodată un vișin foarte mare, deci oricum va fi un vișin mic. Nu văd un sens economic să investim într-un portaltoi scump ca să altoim pe el vișin, fiindcă și pe mahaleb un portaltoi foarte ieftin se dezvoltă foarte bine și fructifică foarte bine un vișin arbustiform ori un vișin arboreform. Deci cam asta am vrut să vă povestesc despre aceste tipuri de vișini. Sper că v-a fost de folos acest filmuleț. Sper că acum deja cunoașteți foarte bine, faceți diferențierea între pomii arbustiform și pomii arboriform. Știți cum se curăță, cum fructifică. Deci eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!